Dragilor Dumnezeu, să vă binecuvinteze. O seară frumoasă, o seară liniștită, o seară binecuvântată. M-am bucurat din tot sufletul să parcurgem împreună fiecare experiență, fiecare cântare, fiecare vers. Totul e sublim în prezența lui Dumnezeu și totul este frumos. Nu o să vă mai ridic în seara aceasta să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, o să citesc doar câteva versete din Cartea 1 Samuel capitolul 16, unde cuvântul lui Dumnezeu spune începând cu versetul 14 în felul următor. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Slujitorii lui Saul i-au zis, iată că un duh rău de la Dumnezeu te muncește. Poruncească numai Domnul nostru, robii tăi sunt înaintea ta. Ei vor căuta un om care știe să cânte cu harpa și când Duhul rău trimis de Dumnezeu va fi peste tine, el va cânta cu mâna și vei fi ușurat. Sau la răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Unul din slujitori a luat cuvântul și a zis, și aici să fim atenți, dragilor, iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte, el este un om tare și voinic. Un războinic vorbește bine, este frumos la chip și Domnul este cu el. Amin! Și Domnul este cu el. Dragilor, sunt bucuros să fiu în seara aceasta aici, să putem să împărtășim Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur din toată inima, cumva lucrurile se leagă. Se leagă din două puncte de vedere. Din primul punct de vedere este faptul că și pe mine mă cheamă Sandu. E adevărat că nu numele de familie. Mă cheamă Jivan Alin Sandu. Mama mi-a pus și numele Sandu pentru că așa îl chema pe fratele ei. Sandu Milaș, un slujitor devotat al lui Dumnezeu, un om, un om foarte bun, un om cald, un om calm. Un om care a propovăduit Evanghelia în România, a pus bazele unei biserici în zona Zalău, apoi a plecat în Statele Unite prin anii 80. Unchiul Sandu a plecat la Domnul în urmă cu, o, cu două săptămâni, de fapt, în urma unui atac de cord, la 79 de ani. Mă cheamă Sandu pentru că l-a chemat pe unchiul meu Sandu. Pe de altă parte, David este cumva personajul meu favorit din scripturi. Mi-a plăcut să studiez viața lui David, mi-a plăcut să o aprofundez. Mi-a plăcut să văd de ce Dumnezeu a zis despre David că este un om după inima mea. Este un om după inima mea. Știți, uneori noi părinții spunem, măi, copilul ăsta e simpatic. Și acela e frumușel. Și ăla-i drăguț, dar acesta, domne, acesta e după inima mea, e feblețea mea, e totul pentru mine. Uneori și noi când privim spre copii și privim spre persoane, gândim în felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a găsit pe David, fiul lui Isai, om după inima lui. Dacă a găsit pe David, înseamnă că Dumnezeu a căutat. Nu? Dumnezeu s-a uitat peste generația în care David trăia și dintre toți oamenii remarcabili din generația lui, cel mai remarcabil dintre toți a fost David. Dumnezeu spune, am căutat și am găsit pe David, fiul lui Isai. De asta îmi place, domne. Este om după inima mea. Omul acesta are ceva în el care te atrage. Este diferit față de toți ceilalți din generația lui. Vedeți, am citit în seara aceasta din cartea 1 Samuel, unde cuvântul lui Dumnezeu descrie starea lui Saul, și descrie starea poporului Israel. Să știți că aici nu descrie doar o criză de personalitate a lui Saul, ci descrie mai multe crize. Saul era conducătorul poporului Israel, era liderul. Era cel care conducea întreg poporul lui Dumnezeu, era punctul de referință spre viața spirituală, era punctul de referință în ce privește armata și toate formele de guvernare și de conducere în poporul Israel. Din situația aceasta cu Saul, constatăm, dragilor, că orice lider, și să știți că un tată este un lider în familie, o mamă este un lider în familie, și modul în care părinții trăiesc, să știți că influențează în mod pozitiv sau în mod negativ viața familiei respective, viața copiilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Domnului s-a îndepărtat de la Saul. Deci aici nu găsim doar o criză de personalitate. Saul avea o, personalita o personalitate puternică. Sigur găsim și o criză de personalitate pentru că Saul a uitat cine a fost. A uitat de unde a plecat. A uitat ce a făcut Dumnezeu cu el în viața lui și ajunge într-o situație în care Dumnezeu se îndepărtează de la el. Și situația aceasta produce mai multe crize, că uneori în casele noastre o criză de personalitate, să știți că leagă mai multe alte crize, și dezastrul poate să vină ca o avalanșă peste casele noastre. Criza de personalitate a lui Saul aduce distrugere la cele mai înalte niveluri. Să știți că era și o criză de spiritualitate în poporul lui Dumnezeu. Era o criză în domeniul armatei, pentru că găsim poporul lui Dumnezeu tremurând. În fața celui mai mare pericol al generației lor. Tremurând înaintea unui om imens, la statură impunător, un războinic, un om care domina prin forță, până când, bineînțeles, Dumnezeu vine și reglează cumva lucrurile ca să înțelegem noi astăzi cine este mare până la urmă. Eu am suferit complex de inferioritate, cumva că am fost micuți de statură. Am suferit cândva, acum nu mai sufăr, să știți puteți să ziceți ce vreți dumneavoastră. Mă mângă e faptul că spune Scriptura că în împărăția lui Dumnezeu vom fi ca El. Mă gândesc că totuși Domnul Hristos era un pic mai înalt. Măcar mai înalt o să fim. Să știți că eu m-am rugat când am fost mic să fiu un pic mai, mai, înalt, de o statură așa mai impunătoare. Dar Dumnezeu alege lucrurile mici și slabe uneori, știți? Mă mângă și eu cu, cu, cu treaba aceasta. Pe de altă parte există o întâmplare din viața lui Napoleon. Ați auzit de Napoleon, nu? Și ați auzit că era un om mic de statură. Ați văzut că toți mari lideri din istorie au fost oameni micuți de statură. Până și David, cred că era un pic mai Tot spune că era un și era un om uh, mic. La un moment dat se spune că Napoleon încerca să ia un obiect de undeva de la înălțime și nu reușea, încerca el pe vârfuri, nu știu dacă v-ați uitat pe Facebook, deseori sunt pe vârfuri, așa lângă, cei care sunt mai înalți, caut să acopăr și eu un pic golul acela din fotografie. Și Napoleon încerca să ia obiectul respectiv, nu reușea, și uh, un ofițer care se afla lângă el, i-a zis, comandante, îmi permiteți, uh, sunt mai mare. Și Napoleon s-a uitat la el și a zis, ești doar mai înalt. Ești doar mai înalt. Aceasta a fost și situația lui David cu Goliat. Goliat era doar mai înalt, nu neapărat mai mare, că mare era Dumnezeul care îl purta pe David și Dumnezeul pe care îl sluja David. Vedeți, dragilor, criza acestui lider, criza de personalitate care duce la o, un dezastru de amploare, vedeți, înțelegem din situația aceasta că atunci când un lider păcătuiește, când un lider cade, probabil că o să cadă tot poporul împreună cu el. Atunci când un părinte cade, un părinte greșește cumplit, un părinte se angajează într-o viață Coruptă, să știți că acea corupție se revarsă peste familia respectivă. Eu vin dintr-o familie de 14 copii. O mamă care a împins împărăția lui Dumnezeu să o aducă în casa noastră și un tată care a împins-o în afară pentru că tatăl meu n-a vrut să-i slujească lui Dumnezeu. Și acolo unde diavolul găsește o ușă deschisă, el intră ca o avalanșă și distruge tot ce prinde în cale. Distruge copiii. Distruge bărbați, distruge femei, distruge familii, distruge povești romantice de viață, și pur și simplu ruinează tot ce prinde în cale. Pentru că asta e misiunea lui: să distrugă. Și vedeți, când cade un părinte, s-ar putea să cadă întreaga familie. Când un părinte, când un soț nu mai este loial soției, s-ar putea ca toată casa aceea să fie sub incidența dezastrului. Cât de important este să acoperim spiritual, să trăim bine. Să trăim în armonie cu soția, să trăim în armonie cu Dumnezeu, întâi de toate, și apoi cu toți ceilalți din jurul nostru. Suntem cumva responsabili de atmosfera spirituală din casa noastră, de modul în care copiii noștri sunt educați, sunt formați, sunt modelați pentru viață. Viața și exemplul lui Saul este unul care aduce disgrație, unul care aduce descurajare, unul care se dacă vreți, impactează negativ toate sferele de activitate din imperiul său. Uitați-vă cum tremurau militari, cum tremurau uh, uh, soldații, subofițerii, ofițerii în uh, linia de război. Tremurau de frică pentru că acolo unde Dumnezeu se retrage, diavolul ia cu asalt și distruge din toate punctele de vedere. Însă nu punem accentul pe Saul, în dimineața în seara, ce, mă eu sunt obosit foarte obosit. În seara aceasta vom pune accentul pe ceea ce Dumnezeu descoperă în continuare. La tulburarea lui Saul, la problema lui Saul, care era o problemă generală a poporului Israel deja, Dumnezeu găsește o soluție extraordinară. Se uită peste generația aceea. Se uită prin universități, se uită prin academii, se uită Dumnezeu prin sferele înalte din societate. Pe de altă parte Dumnezeu se duce pe la oi și în dosul oilor spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu găsește cel mai remarcabil tânăr din generația respectivă. Cel mai remarcabil tânăr din generația respectivă despre care Dumnezeu spune te-am luat din dosul oilor. L-a găsit la câmp, ascultând poruncile tatălui său, pregătindu-se pentru viitor, explorând lumea spirituală, nu doar teritoriul imediat unde pășteau oile tatălui său, puținele oi ale tatălui său, David tăia, trăia într-o dimensiune spirituală extraordinară pe care noi am explorat-o cu ajutorul psalmilor, cu ajutorul cărților în care sunt menționate episoadele importante din viața lui David. Dumnezeu se uită peste toată generația respectivă și zice, am găsit pe omul acesta care îmi place, domne. Este după inima mea. Este un tânăr extraordinar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, din textul pe care l-am citit, cumva ca să avem imaginea unui om remarcabil, unui om după inima lui Dumnezeu. Un, dacă vreți, caracteristicile acestea sunt evidențiate de unul dintre slujitorii lui, unul dintre slujitorii lui Saul. Că e important ce zic oamenii despre noi, nu? E important ce zice soția, dacă soția, vă spun eu că e important ce zic oamenii în momentul în care noi nu trăim conform voii lui Dumnezeu. Dacă noi trăim conform voii lui Dumnezeu, pot să zică oamenii ce vor ei, fără nicio problemă. Dar pe de altă parte e important ce zic oamenii despre noi și oamenii când arată cu degetul spre noi, să zică iată un om al lui Dumnezeu. Asta să fie mărturia noastră, dragilor. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu permite să evidențieze câteva caracteristici ale omului lui Dumnezeu pe nume David. Pe nume David. E important ce zice soția. Dacă soția mea ar vorbi rău despre mine, eu n-aș putea să vin aici să predic. Pentru că m-ar condamna conștiința și nu doar conștiința, m-ar condamna soția. Și eu n-aș putea să gesticulez, n-aș putea să articulez, n-aș putea să port un discurs înaintea dumneavoastră când știu că soția mea mă judecă pe bancă. Pe de altă parte, copiii mei, martorii mei, oculari din fiecare zi, nu? Ei sunt cei care mă văd în toate formele mele de existență, nu? Mă văd și când sunt în ismene, mă văd și când mă enervez, mă văd. Dacă ei m-ar condamna, eu n-aș putea să predic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că am o problemă pe care trebuie să o rezolv. De asemenea, vecinii, vecinii care, da, cum stăm aproape acum, că așa sunt, nu? Așa sunt vremurile. Dacă aud ceva atmosfere neplăcute din casa noastră, s-ar putea ca nici ei să nu vorbească bine despre noi. E important! Și uitați-vă ce spune un slujitor al lui Saul despre David, cum îl caracterizează pe acest om după inima lui Dumnezeu. Și haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Saul spune la un moment dat, în criza aceasta care este generală, a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi, domne, un om. Dacă există soluție la problema cu care eu mă confrunt, dacă există soluție pentru generația aceasta, dacă există salvare pentru generația aceasta, dați-mi soluția potrivită. Și slujitorul lui Saul spune în felul următor. Iată, am văzut pe un fiu al lui Israel, Betleemitul. Să știți că îl remarcă înainte de lupta cu Goliat. Episodul acesta este înainte de lupta cu Goliat. Ce ce glorios că tânărul acesta care trăiește în anonimat devine remarcat pentru caracteristici, trăsăturile de caracter pe care le avea. Și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-avem în dimineața aceasta pe David aici, care o să crească sub privirile dumneavoastră. Care o să crească sub privirile părinților. Și m-aș bucura din toată inima atunci când Dumnezeu se raportează la David să zică Iată-l pe David, om după inima mea În generația aceasta în care se ridică am un om după inima mea Care are un caracter deosebit, un caracter distinct și diferit față de toți ceilalți din generația lui și primul lucru pe care îl evidențiază slujitorul lui Saul este următorul. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. N-am știut că ai voce așa faină, să știi. N-am știut, nici tu n-ai știut, nu? Nici, pe, și pe mine mă întreabă mulți, domnule, dar unde ai învățat tu să cânți, Alin? Zic, Ui, Dumnezeu își multiplică potențialul în ființe limitate și... Dumnezeu își multiplică potențialul. Mi-a plăcut de mic să cânt. Am făcut spor 22 de ani și sigur că eu am mai falsat și astăzi. Oricum dumneavoastră n-ați auzit. N-ați auzit că noi am falsat, nu? Ați auzit tot ce a fost bun astăzi. Însă, dragilor, ce vreau să scot în evidență este că slujitorul lui Saul îl caracterizează pe David și spune în felul următor. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte. Nu doar că are voce bună, nu doar că pune muzica pe note, nu doar că vocea lui atinge niște corzi din inima noastră, David era omul închinării, dragilor. Era omul care se închina în duc și în adevăr. Era omul care explora lumea spirituală cu Dumnezeu. Era omul care atunci când ieșea la închinare în față, se cobora Duhului Dumnezeu și duurile care îl tulburau pe Saul plecau din locul acela. Era omul care compunea într-un mod remarcabil și apoi în momentul în care prezenta ceea ce compunea Duhul lui Dumnezeu se manifesta cu putere, dragilor. Era liderul de închinare care atunci când ieșea în față, biserica lua foc și intra într-o stare de adorare. David este omul care se închină în duh și în adevăr înaintea lui Dumnezeu. Și nu învață asta în școli. Nu învață asta în academii, nu învață asta printre liderii de închinare, ci învață asta pe un teritoriu uscat, cu câteva oi în față. Este un tânăr disciplinat care își pregătește viitorul și face din orice experiență a vieții lui artă. Face din orice experiență a vieții lui artă. David este omul închinării, este cântărețul plăcut al lui Israel. Nu doar că avea o voce deosebită, că sunt mulți artiști care au voci deosebite, însă le lipsește ungerea respectivă. David avea ungerea respectivă peste vocea lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când el îi cânta lui Saul, liniștea toate pasiunile, îi liniștea toate bolile mentale, îi liniștea toate atacurile demonice din viața lui Saul. Cât de important este ca Dumnezeu să ridice închinători în Duh și în Adevăr. Cântecele nu să fie doar o expresie a buzelor noastre. Cântecele să fie o expresie a existenței noastre spirituale. Dumnezeu a pus în noi Duhul lui Cel Sfânt și din momentul respectiv noi suntem închinători în Duh și să ne ajute Dumnezeu să fim și în Adevăr. David este omul acesta și mă rog ca Dumnezeu să-l ridice pe David, copilașul acesta ca pe un închinător devotat, un închinător implicat, un închinător pasionat. În așa fel încât atunci când el cântă, să se deschidă cerurile, să se, se intre în armonie cu îngerii și Dumnezeu să dea favoarea respectivă peste fiecare loc unde este chemat numele Domnului. Doamne, ridică-l pe David să fie un închinător în duh și în adevăr. Ridică-l pe David, Doamne, care să exploreze dimensiunea închinării și acolo să te găsească pe tine și găsindu-te pe tine, să te aducă pe tine în mijlocul oamenilor, pentru că în momentul închinării, dați-mi voie să vă spun, dragilor, când închinarea este sub influența puternică a Duhului Sfânt, oamenii pot fi vindecați emoțional. Oamenii pot fi vindecați de orice tulburări, oamenii pot fi vindecați de depresie, am zeci și sute de mărturii ale unor oameni care au zis Am ascultat anumite cântări pe care le-ai cântat și Dumnezeu m-a vindecat emoțional, Dumnezeu m-a deblocat spiritual, Dumnezeu m-a eliberat de anumite presiuni pe care le trăiam în viața aceasta Și au fost și mărturii ale unor oameni care au spus, domne, în timpul închinării, Dumnezeu m-a vindecat de anumite boli pe care le-am avut parcă nu sunteți de acord cu mine. Doamne Dumnezeule, ridică închinători în duh și în adevăr. Amin. Al doilea lucru pe care îl găsim aici este faptul că este caracterizat David ca fiind un om tare. Ca fiind un om tare. Ce înseamnă să fii un om tare? În vremurile acestea grele pe care le trăim educăm, disciplinăm copiii noștri, îi formăm și modelăm să fie bibelouri de porțelan. Domne, să nu transpire, ai grijă să nu transpir puiule, C ca nu cumva să răcești, ai grijă că bate aerul condiționat. La 10 ani ai să stai în mămicuța cărniță, drăguțul meu, că nu stai să te negi cu cărnița între dinți, da? Eu să vedem, ai păpat bine, Încercăm să-i protejăm, să-i hiperprotejăm pe copiii noștri, că devin atât de sensibili, că la prima încercare mai importantă din viața lor cad în depresie și resuscităm în continuu să-i ridicăm de acolo. Dragilor, David era un om tare când spune cuvântul lui Dumnezeu că David era un om tare, era trecut prin toate etapele de educație și format în așa fel încât să aibă capacitate de rezistență pentru toate situațiile din generația lui. Asta înseamnă să fie un om tare. Vremurile vor fi grele. David? Nu trebuie să fie un bibelou de porțelan. Hai să te plimbe mama îmbrățică, hai să te țină. David are nevoie să parcurgă niște etape importante și să fie format în vederea capacității de rezistență într-o lume care caută să dărâme tot ce prinde în cale. Sunteți de acord că părinții noștri au dezvoltat o capacitate de rezistență mult mai mare decât noi. Au trăit, au trăit perioade mult mai grele. De mici au învățat disciplina, de mici au învățat munca, de mici au învățat efortul, de mici au învățat să reziste, munceau de dimineață până seară și încă mai puteau să muncească. Acum pune copilul să ducă gunoiul. Oh! Îi trebuie trei ceasuri să ducă gunoiul, 10 metri, 10 metri, în numeri, 10 metri, trei ceasuri. Abia trage gunoiul după el, da? Copiii trebuie responsabilizați, copiii trebuie formați, copiii trebuie modelați în așa fel încât să reziste vremurilor pe care le trăim. Să știți că m-am uitat foarte mult în istorie. În ultimul secol s-au împlinit foarte multe profeții. Să știți că în ultimul secol au fost două războaie mondiale. În aceste, mari, în aceste mari evenimente pe care le-a parcurs omenirea Să știți că oamenii au fost formați Și au dezvoltat în ei capacitate de rezistență Să facă față adversităților În războaie, în holocaust, în sărăcie În tot felul de forme, de conflicte militare Oamenii aceia au devenit capabili să reziste și să facă față Problema cea mai mare a părinților a noastră este că noi am trăit greu. Eu am trăit în familie de 14 copii. Am dormit patru într-un pat. Patru într-un pat. Deseori îi spuneam, fratele meu, picioarele mai încolo că nu pot să mă întind. Deci patru într-un pat matrimonial. Acum am casă cu cinci camere. Casă cu cinci camere. Și dormim toți într-un pat din nou. nu vor să doarmă prunci în alte camere, ei vor cu mama și îi vor cu tata, îi vor cu mai mult cu mama. Câteodată eu mă bucur că vor cu mama am trăit momente destul de care ne-au format să putem să trăim și în belșug, să putem să trăim și în momente de lipsuri în viața noastră. David era un om tare. Băi, omul acesta era pregătit să facă față la toate problemele din generația lui. Era rezistent în fața adversităților. Și nu este o caracterizare eșuată. Este o caracterizare adevărată. Conform cu modul în care David a operat în generația lui. Pentru că îl vedem puțin mai târziu în fața celei mai cumplite probleme, cele mai arzătoare probleme și vedem reacția lui. David era un om tare. Nu se clătina ușor, nu trăia în defensivă, nu fugea de greutățile vieții. Nu, era că, domne, dacă Dumnezeu ne trece pe aici, cu Dumnezeu înainte. El venea de la oi, dragilor, însă la oi a practicat arte marțiale spirituale. A prins leul, i-a rupt falca, a prins leul, Uh, ursul i-a rupt falca, David avea antrenament spiritual cu Dumnezeu, era un om tare. Păi să ferească Dumnezeu să-i fi luat o oaie cineva din turmă, că era gata să... Era un om tare, nu te jucai cu David. Era pregătit, avea capacitate de a rezista și nu doar capacitate de a rezista, ci și de a face față adversităților. Doamne, toți copiii noștri să crească să nu plângă la prima situație. Eu picat tot pe jos. Că nu știu ce s julit la deget. Când noi aveam probleme când eram mici, părinții ne spuneau Hai, hai, hai repede, ridică-te, ridică-te că avem treabă, mergem mai, mergem mai departe, scuture, nu muri nimeni din asta. Mai stăteau să vai, sunăm la 911, mergem la Grigore Alexandrescu, să al treilea lucru pe care îl găsim la David, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu era doar tare, era și voinic. Era și voinic, și voinic. Acum eu o să traduc și o să o duc în direcția în care vreau eu. Da? În care vreau eu. A fi voinic, eu m-am gândit în, în, felul următor. Bine, m-am uitat să văd ce înseamnă un om voinic, vânjos, riguros, așa, un om puternic. Cât că în fața lui, în fața lui Golia spune, băi, tu ce ai venit la mine? Nu vezi ce... Ești un copil! Numai, numa voinic nu ești tu. Ești orice, numai voinic nu ești tu. Și eu spun că David era un om voinic și mă refer la faptul că avea întotdeauna o atitudine pozitivă. David avea întotdeauna, avea carisma aia, domne, de care ai nevoie să o experimentezi în viața ta. Nu era omul care dormea în papuci, era voinic, era întotdeauna prezent în fiecare acțiune. Era întotdeauna implicat în fiecare acțiune. Era omul care avea bună dispoziție. Când te întâlneai cu David, era omul care schimba atmosfera imediat, știa să schimbe atmosfera. Că știți uneori, noi știți ce facem când ne întâlnim? Luăm copertina și o tragem, o tragem în așa fel încât acoperim cerul și blocăm viața spirituală a oamenilor, pentru că le spunem o mulțime de lucruri care îi sting, care îi, îi, îi duc în stări de disperare. David nu era omul acesta. David venea și dădea la o parte copertina, pentru că avea o atitudine debordantă, pozitivă, era voinic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ridică-l, Doamne, pe David, să fie voinic. Și pe toți ceilalți copii. N-ați vrea să aveți în casă copii care să aducă întotdeauna un sentiment de bucurie, de voioșie, de voinicie. Dumnezeu să binecuvinteze copiii. Dragilor, mergem mai departe în seara aceasta. Deci, el era voinic, avea o atitudine pozitivă, nu era dominat de plictiseală. Știți cum sunt acum și copiii și adolescenții și tinerii? Sunt obosiți de plictiseală. Sunt obosiți de plictiseală. Au făcut demersuri nobile și importante. Au explorat toată lumea virtuală, de la un capăt la altul și au obosit. Și acum când te duci și cauți, sunt obosiți ceva, sunt obosiți. Dar ce ai făcut? Am stat pe net de dimineață. Dar să știți că și eu am stat pe internet și te obosește internetul complet. Doi ani de zile am fost dependent de internet înainte să mă pocăiesc. Și dependența aceasta te consumă, te obosește, te stinge, te stinge. David era un om voinic. David era un om voinic. Când toți mergeau așa pe stradă în generația lui, David era cu pieptul în față, da? Și întotdeauna schimba Atmosfera în jurul lui. Mai mult decât atât. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. O caracterizare extraordinară. Un războinic, un războinic. El este un războinic. Știți ce face David? Decapitează cel mai mare dușman al poporului Israel, Goliat. Rezolvă cea mai cumplită problemă din generația lui. Toți băieții mai mari decât el, care erau deja angajați în armată, erau pe linia de front, în fața lor era Goliat, și vine oierul acesta cu niște cași, cu niște mâncare, ajunge în linia de front, vede ce se întâmplă acolo. Și un om al lui Dumnezeu care vede că răul ia amploare și nu se mișcă în niciun fel are o problemă serioasă. Un om al lui Dumnezeu care stă pasiv în fața păcatului, își încrucișează brațele, spune: "Nu mă interesează." Are o problemă spirituală cumplită în viața lui. David este revoltat de imaginea aceasta a poporului lui Dumnezeu care tremură înaintea lui Goliat, care tremură înaintea lui Goliat este revoltat și este un războinic. Cine credea în el? Fratele lui mai mare a zis, du-te mă, îți cunosc eu mândria, vezi de treabă, lasă că destinul tău e să fii oier, cioban toată viața ta. S-ar putea ca și din familie să fi spus de o lasă că tu trebuie să rămâi acolo. Dumnezeu s-ar putea să aibă alte planuri. Și pe mine m au trimis taică cu vacile. Până am început să practic sportul de performanță, am luat-o pe altă direcție mai târziu. Însă, dragilor, David este un războinic, decapitează cel mai mare dușman al poporului Israel pe Goliat. Atitudinea pe care David o are în fața lui Goliat este demnă, este onorabilă. Este a unui războinic care luptă, lupta cea bună a credinței. Suntem chemați să luptăm, lupta cea bună a credinței. Pavel a luptat lupta cea bună a credinței și spune la finalul vieții lui când își încheie cursa ca un atlet de performanță, se uită după ce a trecut linia de sosire și spune m-am luptat lupta cea bună a credinței. Doamne, câți bărbați pasivi, câți bărbați pasivi. O să vă dau o ilustrație în seara aceasta ca să vedem cam cum sunt mulți bărbați din generația aceasta se plâng surorile Domnule. Al meu doarme tot timpul. Al meu e obosit tot timpul. Domne, stă pe internet în loc să stea cu copii, în loc să se roage, în loc să facă, în loc să... Când eram mici, am plecat la mare cu lotul de gimnastică. Când am ajuns în cantonament, eram și cu fetele de la gimnastică ritmică. Ilustrația asta nu mai spuneți la nimeni, dar rămâne numai întrebări. Seara în fața căminului unde stăiam în Constanța, noi ieșeam afară, toți copiii și ne jucam acolo. Când ești copil, tu nu poți să-ți gestionezi emoțiile. Uneori, să zboară așa emoțiile, că și dumneavoastră vă zburați. Să fiți sincer, că dacă nu sunteți sincer, Dumnezeu vă vede. Dar nu mai spuneți asta în familie acum, să afle soția sau sosul. Nu? Ați fost și voi așa, cu, cu fluturași, cu... Și un coleg de-al meu, pe nume Ghiță, el ce-a zis, domne, vreau să mă plimb în seara aceasta pe lângă cămin cu o fată de la uh, gimnastică ritmică. Nu aveam voie noi atunci, ferească, Dumnezeu. Ne luau antrenorii și cu stânga și cu dreapta, ne zburau toate ideile astea din cap. Dar el ce-a făcut? O ia pe. erau niște copii oricum, era mult mai curați în gândire și mult mai liniștiți decât copiii din ziua de astăzi, care la 5 ani deja au explorat tot ce au găsit pe internet. Și se plimbă el prin fața căminului Pe acolo, o duce în spatele căminului Să dea o tură și când ajunge în spatele căminului O haită de câini oh, 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 oh. Și acum să-l vedeți pe ghiță războinicul domnule, Omul curajos în, ști, Știți cum? Suta de kilometri la oră A fugit de lângă fata respectivă A venit în fața căminului Și s-a urcat pe vița de vie Să dea cu picioarele sus Fata respectivă a venit în spatele lui după ce a căzut și s-a julit și s-a... Cam aceasta este imaginea bărbaților din ziua de azi. Urcați pe vița de vie sus, fug de responsabilități, strigăm după ei, bă, Dumnezeu are nevoie de bărbați în generația aceasta, războinici, care să lupte lupta cea bună a credinței. Azi? Azi? David era un războinic a decapitat cel mai mare dușman. A decapitat cel mai mare dușman. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el. Că își nu vedea în el decât un, un, copil cu păr bălai. Filisteanul a zis, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat, după ce a blestemat pe Dumnezeu, Dumnezei lui, a adăugat, vină la mine, îi spune Goliat. și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis filistianului, hotărât și ferm. Și să știți, dragilor, că în fața unui om hotărât, toți ceilalți se dau la o parte. Și istoria îi croiază un drum ca să fie scris împreună cu el. David era un om hotărât, era un războinic. David a zis filisteanului, tu vin împotriva mea cu sabie, cu sulițe și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului, armatei lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Asta trebuie să facă fiecare bărbat în generația lui și când David se va ridica să spună tuturor din generația lui să știe creștinii au un Dumnezeu. Viu și adevărat, asta a făcut David a instaurat tronul lui Dumnezeu în mijlocul haosului, al dezastrului, al distrugerii. David a clădit din nou tronul și scaunul de domnia lui Dumnezeu, aducându-l pe Dumnezeu în experiența aceasta grozavă. Un războinic care decapitează cel mai mare dușman al poporului Israel. Apoi, dragilor, mergem mai departe și ne apropiem de încheiere. Niște calități extraordinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acest fiu al lui Isai, pe nume David, Vorbește bine. Vorbește bine. Vorbește bine. David vorbește bine. Asta înseamnă educație. Asta înseamnă bun simț. Asta înseamnă disciplină. Asta înseamnă artă, artă avea arta persoasiunii, a convingerii când David vorbea, l-a convins pe Saul, el fiind un copil, că el poate să distrugă cel mai mare inamic al poporului Israel. O aruncat pe el toată, tot echipamentul militar și când s-a văzut David cu el, a zis, băi, fii atent, Dumnezeu m-a format în pustiu. Dumnezeu m-a format într-un loc N-am trecut prin momente de, instrucțiu, de, 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 de instrucție, lasă-mă pe mine așa cum Dumnezeu m-a format, mă duc și dau eu uriașului de nu se vede el. David vorbea bine, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era un foarte bun orator. Nu că era un influencer din vremea lui care știa să folosească cuvinte, să fie carismatic, să fie plăcut și drăgălași cum au fost mulți, David vorbea bine. Vorbea excelent. Vorbirea lui era captivantă. Vorbirea lui avea convingere. Vorbirea lui era cu impact în generația lui. Vorbirea lui era extraordinară. Uitați-vă cum vorbesc acum tinerii. Uitați-vă ce discuții au între ei, câte și sperii. Uitați-vă ce vorbe de neînchipuit folosesc în dialogurile dintre ei. Ce, iertați-mă, ce prostii discută pe internet și în alte situații. David era un om care vorbea bine, își măsura cuvintele, își măsura vocabularul. Limbajul lui David era limbaj biblic. Limbaj biblic. Și cât de important este. Spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. Știți ce înseamnă asta? Să fie curtenitoare! Să fie curtenitoare! Dragilor, în 2005, când veneam de la campionatele mondiale, m-am întâlnit în tren cu o bătrânică de 83 de ani. Era la pensie. Era văduvă. Dar era o femeie plină de Duhul Sfânt. Era baptistă spre bucuria dumneavoastră. Și bătrânica aceasta avea convingere în tot ce spunea. Păi pe mine nu mă oprea nimeni să stea de vorbă. Că eram ignorant, eram, veneam de la mondiale, aveam bani în buzunar, aveam ziarul de sport acolo în compartiment. Bătrânica aceasta vorbea bine. M-a captivat. M-a captivat. Și nu doar că m-a captivat. Mi-a stricat sărbătorile de iarnă. Atât de bine a vorbit bătrânica aceasta, încât mi-a răsturnat lumea și l-a adus din nou pe Dumnezeu în ecuație. Vorbea bine. Mergem uneori să vorbim cu oamenii despre Dumnezeu. Și folosim clișee. Și folosim tot felul de uh, expresii bătătorite. Și folosim. Domnule, când vorbești, trebuie să ai convingere. Să vorbești cu entuziasm. Să fii activ în ceea ce spui. Domnul, e bun. Este frumos la chip. Este frumos la chip. Eu un copil frumos, David, m-am uitat la el. Și toți ceilalți copii ai voștri. Și părinții sunt frumoși. Și bunicii sunt frumoși. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David era frumos la chip. David avea grijă de el însuși. Să știți că a fi frumos la chip nu înseamnă să ai opt pachetele la abdomene. Nu înseamnă să te duci la sală și să pui pe Instagram și pe Facebook cât de mult ai tras tu, domne, la sală. Și ce mușchi ai. A fi frumos la chip nu înseamnă să fii fată creștină și să te duci în sălile de sport și să te pozezi în toate pozițiile să arăți oamenilor cât de frumoasă ești tu și cât de generoasă a fost soarta. A fi frumos la chip să știți că întâi de toate vorbim despre un aspect al purității, un aspect al curăției. David nu era, David nu era consumat de patim. David nu era consumat de vici. Ați văzut oameni care sunt consumați de patim și de vicii. Au o expresie a feței care îi dă de gol. Îi dă de gol. David era pur. David era curat. David avea un caracter exemplar. Pentru că asta spune, David era frumos la chip. Chipul reprezintă întreaga existență, pentru că nu doar corpul contează, și caracterul contează în mod deosebit. O persoană e frumoasă în toată existența ei. David era frumos la chip, până și Goliat l-a remarcat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David, a de el că nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu fața frumoasă. Cu fața frumoasă debordat de puritate, de curăție, de spiritualitate. Când te uitai la el, spunea, asta e un om serios, domne, asta e un om serios. Ia uite ce frumos este, ce frumos este. Și ultimul lucru, și ultimul lucru, pentru că, vedeți, Biblia spune să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei care sunt al lui Hristos au chipul lui Hristos și chipul lui Hristos se vede în virtuțile pe care le demonstrăm prin caracterul nostru și zic ca Dumnezeu să ne ajute. O persoană frumoasă spune Biblia despre Domnul Hristos, Psalmistul spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Isaia spune, Că avea frumusețe și strălucire, nu? Probabil că nu era un bărbat foarte plăcut la aspect fizic, dar era o persoană minunată. Cea mai minunată persoană. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, spune psalmistul. Caracterul tău este superior tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe pământ. Ești o persoană minunată. Așa să zică oamenii despre David. Așa să zică oamenii despre noi ești o persoană minunată. Și acum voi încheia, dragilor, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Și Domnul este cu el. Și Domnul este cu el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Semnul că Dumnezeu este cu noi Îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, unde Biblia spune în felul următor: David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. David era responsabil de orice sarcină. La locul de muncă trăia pentru Dumnezeu. În luptele pe care le ducea, trăia pentru Dumnezeu. În sarcinile pe care le avea, îl implica pe Dumnezeu și îl onora pe Dumnezeu în toate aspectele vieții lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul, a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul.